18 milioane grivne. Aceasta este suma pierderilor cauzate statului în urma infracțiunilor fiscale descoperite anul trecut de către colaboratorii direcției principale a Ministerului Veniturilor și Încăsărilor al Ucrainei în regiunea Cernăuți. Mai mult de jumătate din această sumă a fost restituită. Despre rezultatele activității subdiviziunilor operative de cercetare și ale direcției principale a Ministerului Veniturilor și Încăsărilor al Ucrainei în regiunea Cernăuți în anul 2013 a relatat șeful Centrului Operativ al Direcției Vizate, Igor Chermaci. A trecut un an de la crearea Ministerului Veniturilor și Încăsărilor. Sarcina principală a lui pe anul 2013 a fost crearea și aplicarea formelor și metodelor de lucru și de interacțiuni cu cetățenii Ucrainei. Vectorul luptei împotriva infracțiunilor fiscale ține mai mult de aspectul intelectual, de analiză a situației prin aplicarea IT tehnologiilor. Este o direcție foarte grea. Banii electronici. Lupta împotriva lor deja a început. Suntem printre primii în Ucraina care am descoperit infracțiuni în domeniul monedii electronice. Anul trecut, în afară de infractorii virtuali, au fost descoperiți și infractori reali. Angajații din sectorul operativ au descoperit și au suspendat activitatea a trei secții ilicite, care fabricau băuturi alcoolice falsificate și au scos din circuitul comercial ilicit mărfuri pentru suma de 9 milioane grivne. O atenție deosebită este acordată urmăririi mărfurilor nelegale cu aplicarea accizilor, spirit, țigări și băuturi alcoolice. Codul de procedură penală, care a intrat în vigoare la începutul anului trecut, în cazul dat prevede nu numai sancțiuni de pedeapsă administrativă. Dacă persoana vinovată dorește să-și corecteze comportarea, conlucrează cu anchetatorii, ea poate fi eliberată de responsabilitatea penală. Iar dacă se opune organelor de drept, codul de procedură penală prevede arestarea bunurilor și celelalte măsuri. Anul trecut, asemenea măsuri au fost aplicate. În anul 2013 au fost arestate bunuri pentru suma de 6,4 milioane grivne și au fost intentate procese administrative pentru suma de 11,4 milioane grivne. De la începutul anului, lucrătorii operativi din regiune au prevenit 7 cazuri de declarații false, privind compensarea impozitului pe valoare adăugată pentru suma de circa 1,5 milioane grivne. Igor Chermaci a accentuat că pentru o activitate mai fructuoasă, direcția are nevoie de tehnică performantă. Ne folosim de tehnică care dispunem. Doar infractorii nu așteaptă ca noi să primim tehnică nouă, să învățăm pe oameni să lucreze cu ea. Muncim și obținem rezultate. Angajații organelor de drept din Bucovina au înregistrat primele cazuri de luare de mită din acest an. Este vorba de doi funcționari. Angajații departamentului luptă împotriva criminalității organizate a Direcției Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Cernăuți au documentat activitatea criminală a șefului punctului de instruire din Hierța, al centrului de instruire și consultare a cadrelor din complexul agroindustrial din regiunea Cernăuți. 4 cernăuțeni au dorit să se înscrie la cursuri instituția vizată pentru a ține permis de conducere a tehnicii agricole. Pentru aceasta, persoana suspusă le-a cerut o mită în sumă de 6.000 grivne. Anume, în timpul luării mitei, el a fost reținut de oamenii legii. Un caz asemănător a avut loc și în raionul Secureni. Un președinte al Consiliului Sătesc planifică să dea în proprietate privată 2 hectare de pământ, desigur pentru o sumă mare. Funcționarul de stat i-a cerut doritorului de a stăpâni acest teren de pământ 10.000 de dolari SUA și în timpul luării mitei funcționarul a fost prins în flagrant de colaboratorii organelor de drept. În timpul reținerii funcționarul s-a împotrivit și a încercat să fugă. În prezent este verificată complicitatea lui la cazuri asemănătoare. Terenul de pământ, care urma să fie dat în proprietate privată și pentru care președintele Consiliului Sătesc a cerut o mită de 10.000 dolari, era minit pentru construcția unui complex hotelier de agrement pe malul Nistrului.
Fostul membru al Comitetului Executiv Orășenesc Cernăuți, Oleksii Kolomeiets, este învinuit de organizarea blocării Consiliului Orășenesc în data de 2 decembrie. Colaboratorii organelor de drept îl acuză de ocuparea instituției de stat și de agitarea studenților la acțiuni care contravin legii. Însă șopozantul clarifică aceste învinuiri drept provocări politice și declară despre presiune exercitată asupra lui. Organizația regională a partidului UDAR consideră aceste acțiuni drept încercare de a-l înlătura pe Oleksii Kolomeiets de pe arena politicii din Ținut. După cum afirmă însuși activistul, organele de drept îl vânează organizând chiar percheziții în apartamentul feciorului. Reprezentantul partidului UDAR este convins că evenimentele din 2 decembrie, de pe piața centrală și din Consiliul Orășenesc, au fost acțiuni pașnice și nici de cum ocuparea cu forță a instituției de stat. Chiar de la început am spus că aceasta este o provocație politică, o presiune politică asupra activiștilor Maidanului. Se face așa pentru a-i înfricoșa pe alți activiști. Așa cum au procedat cu Kolomeiets, vor proceda și cu voi. La rândul său, conducătorul organizației regionale a partidului UDAR, Roman Vânzureac, a menționat că Vitali Klitschko a făcut o interpelare de deputat privind încercarea urmăririi penale a lui Oleksii Kolomeiets. De asemenea, Roman Vânzureac și-a exprimat opinia și în privința modului scandalos de adoptare a bugetului de stat pe anul 2014 de către Rada Supremă. Bugetul a fost adoptat în 5 minute. După cum vedeți, în prezent a fost uzurpată puterea în totalitate. Mi se pare că situația cu bugetul este caracteristică pentru toate domeniile vieții statului. Înțeleg că acest buget de stat, dacă ar fi fost examinat public și ar fi trecut prin toate procedurile legale și necesare, nu ar fi fost adoptat. Vă amintim că documentul financiar principal al anului a fost adoptat prin voturile a 249 de deputați. Din cauza blocării tribunei de către opoziție, majoritatea de guvernament a adoptat bugetul fără examinarea lui. În Bucovina iarăși au început să acționeze escrocii prin telefon. Seara târziu își amintește doamna Olena, ea privea televizorul. Feciorul ei, în vârstă de 20 de ani, plecase la sărbători la bunica. Însă femeia n-a reușit să privească până la capăt serialul îndrăgit. A sunat telefonul. Ea a refuzat imediat să transfere banii pe contul indicat de escroci. A decis mai întâi să verifice ce s-a întâmplat cu feciorul și l-a sunat. Aceasta a liniștit-o și i-a spus că totul este bine, se odihnește la bunica. Psihologii accentuează că escrocii care acționează prin telefon se folosesc de stare psihică și emoțională a oamenilor luați prin surprindere care au o influență extraordinară asupra subconștiinței acestora. Angajații organelor de drept le amintesc bucovenienilor că după asemenea convorbiri telefonice suspecte să se adreseze imediat miliției și nici de cum să nu alerge la instituția bancară din apropiere și să transfere suma de bani cerută. În alt caz, escrocii și-au atins scopul. Unul dintre ei a sunat-o pe o bunicuță și prezentându-se drept nepotul ei, i-a cerut 9.000 grivne pentru tratament. Pensionara alarmată n-a atras atenția asupra vocii schimbate care a răsunat în receptor și n-a luat în considerare nici numărul necunoscut de telefon, ci s-a dus imediat la bancă și a transferat banii. Cu timpul s-a clarificat că ea a fost mințită, iar adevărul ei nepot, care trăiește în alt oraș, este sănătos și n-a cerut niciun ban. În satul Șubraniec, raionul Zastavna, a fost găsit corpul neînsuflețit a unei femei de 57 de ani. De el au dat vecinii pe lotul de pământ, nu departe de Iaz. Ce s-a întâmplat cu femeia în noapte de Crăciun, nimeni din sat nu știe. Însă consătenii au versiunea lor, care urmează să fie confirmată sau nu de expertiza medico-legală. Iazul mic din centrul satului de mult s-a nămolit și oamenii trec prin mijlocul lui pentru a-și scurta din drum. Nu se știe de unde și încotro ținea calea în noapte de Crăciun această femeie de 57 de ani. În dimineața zilei următoare, ea a fost găsită fără semne de viață într-o grădină de alături. Am văzut cadavrul unei femei. Era pe jumătate gol. Seara, oamenii au umblat cu colinda. Nimeni nimic n-a auzit, nimeni nimic n-a observat. Absolut nimeni. Anul trecut, povestesc sătenii, acestei femei i-a murit bărbatul. De atunci, femeia se ținea de păhărel, consuma băuturi alcoolice. Nu odată au văzut-o în sat în stare de ebrietate.
A fost o femeie bună. Nu se implica în nimic, încerca să-l ajute pe fiecare. Asculta de fiecare. Băutura a adus-o la pierzanie. Atât. La locul cu pricină au sosit experții. Ei au examinat terenul unde a fost găsit cadavrul femeii. I-au interogat pe localnici. Când am mers pe Riverchi, a zisovană și na. În cadrul anchetei s-a constatat că în ziua aceea femeia a consumat băuturi alcoolice, s-a aflat în stare de ebrietate și s-a ales cu leziuni corporale, căzând de pe treptele propriei case. Cauza precisă a morții locuitoarei satului Șubraneț se va afla după concluziile expertizei medico-legale. Am depistat spirt etil în sânge în cantitate de 2,29, ceea ce corespunde stării medii de ebrietate, adică conținutul de alcool în organismul acestei femei a dus la răcirea corpului, în rezultatul căreia ea a decedat. Feciorul defunctei, care are 16 ani, a rămas complet orfan. A promis să-l ia sub tutela sa unchiul drept. Ziua în amiază mare, pe piața Integrării din Cernăuți, lângă pavilionul privat, unde se demonstrau filme în formatul 5D, a izbucnit un incendiu. Era o încăpere mică, unde și copiii și maturii puteau privi subiecte video cu ajutorul tehnologiilor performante. Pentru stingerea incendiului au sosit două auto speciale, însă flăcările în câteva minute au mistuit întregul pavilion. A rămas numai cărcase și utilajul ars. Iată așa, după incendiul de pe piața Integrării, această femeie îl învață pe micul băiețaș să nu se joace cu chibriturile. Îi arăt care pot fi consecințele în urma unui incendiu. Incendiul a izbucnit aici. Totul era în flăcări. Și îl previn pe nepoțel să nu se joace cu aceea ce este periculos. Acest subiect video a fost filmat de martorii oculari. În el se vede cum flăcările în câteva secunde au mistuit pavilionul. În interiorul lui era un ecran mare și utilaj scump care crea efectul spațiului triplan. Natalia a văzut cum a izbucnit incendiul. Ea vinde suvenire în apropiere. Afirmă că flăcările au izbucnit spontan și nimeni nu a observat. Când focul s-a întețit, au sărit să-l stingă cu ce aveau la mână. Între timp, martorii, folosindu-se de telefoanele mobile, au chemat salvatorii. La locul incendiului au sosit două auto speciale. Aproximativ la ora 12, pe linia specială 101, s-a comunicat despre incendiul în pavilionul privat pentru demonstrarea filmelor în format 5D. Peste un minut, la locul cu pricina au sosit două auto speciale și într-o perioadă foarte scurtă de timp, pompierii au localizat incendiul. Spre fericire, în timpul izbucnirii incendiului, în pavilion nu erau spectatori. Astfel au fost evitate jertfele. Specialiștii au estimat pierderile și au clarificat pricina incendiului. Versiunea preliminară este aceasta. Incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit. Festivalul Malanca Fest, pentru a patra oară consecutiv, fascinează cernăuțenii și oaspeții orașului cu varietatea uimitoare de costume, teatru popular și parodii spectaculoase jucate de către participanți, precum și cu creativitate extraordinară. În această zi, străzile principale ale centrului regional erau invadate de măști, figuri istorice, politicieni, personaje de poveste și comicsuri. Tot aici puteai vedea și carete, și treni, și mașini de curse Formula 1. Dar cel mai spectaculos a fost totuși un dragon imens. Organizată de către Asociația Civică pentru Turism Paleta Bucovinei, în parteneriat cu Administrația Regională de Stat Cernăuți, Fundația Firtăș Foundation și cu sprijinul Centrului Bucovinean de Arte pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, ediția a patra a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă Malanca Fest, care în ultimii ani a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței, a devenit o sărbătoare a populației din regiunea Cernăuți și nu numai. Dacă până la ediția actuală la festival luau parte formații de regiune, anul acesta o pată de culoare nouă i-a dat acțiunii formațiile folclorice din regiunea Cercase, din Republica Moldova, ansamblul Cavalerii Armoniei din Criuleni și din România, ansamblul artistic Arcanul a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru prima dată în acest concurs au fost apreciați concurenții și s-au acordat premii la două secțiuni, Malanca Tradițională și Periberia sau Carnavalul. Prin acest festival, organizatorii doresc să propage comorile populare tradiționale și să contribuie din plin la prosperarea Ținutului, ca o zonă bogată, multietnică și multiculturală, unde tradiția cică este păstrată și valorificată.
Au reușit sau nu e o altă întrebare. Cert este că festivalul a devenit o fierie de distracție și un carnaval de excepție. În cadrul deschiderii oficiale, reprezentanții puterii au stins și un timbru poștal dedicat festivalului Malanca Fest. După o paradă extraordinară pe străzile orașului, susținută de toate formațiile, festivalul a continuat cu programul de concurs la secțiunea Malanca Tradițională, în Piața Filarmonicii. Criteriile de apreciere au fost cunoscute de toți concurenții: autenticitate, măiestrie interpretativă, costum popular și teatru popular adecvat, interactivitate și acompaniamentul live și cultura scenică, însă nu toți au ținut cont de ele, ceea ce a făcut jurizarea foarte dificilă. Dar până la urmă, condiția festivalului presupune să fie apreciați trei cei mai buni. Ei au fost: locul întâi la secțiunea Malanca a fost acordat reprezentanților malâncii din Crasna, raionul Storojeneț, cărora li s-a amânat un premiu de 50.000 grivne. Locul 2 la secțiunea Malanca e revenit altei formații de români din satul Horbova, raionul Herța, care i-a surprins pe spectatori și în carnaval cu dimensiunile uriașe ale dragonului cu aripi, lung de 15 metri, ce mișca din cap și coadă, ochii căruia luminau, iar din gură ieșeau aburi. Ei au primit 30.000 grivne. Pe locul 3 la secțiunea Malanca s-a clasat Malanca din satul Horișni și Rifții, raionul Zastavna, care a obținut 20.000 de grivne. La secțiunea Periberia sau Carnavalul a fost desemnat câștigător Alaiul din Vașchevțe, raionul Vișnița, cărora le-au revenit 30.000 de grivne. Timp de peste 8 ore, mii de cernăuțeni și oaspeți ai orașului au aplaudat alaiul și spectaculoasele evaluări ale malâncilor participante la festival. Organizatorii festivalului au intenția de a înainta cererea pentru ca tradiția malanca bucovineană să fie inclusă în lista moștenirii spirituale imateriale a patrimoniului UNESCO. Dar pentru aceasta, ei ar trebui să înlăture din această frumoasă tradiție păgână toate influențele modernismului, prostiei și incompetenței. Pretutindeni, unde există viță românească, în data de 15 ianuarie s-a vorbit, s-a cântat, s-a recitat din opera lui Eminescu și despre poetul Nepereche. Și în regiunea Cernăuți, comunitatea românească a sărbătorit Ziua Culturii Naționale Române și a marcat cea de a 164-a aniversare a nașterii Luceafărului Poeziei Românești printr-o serie de manifestări organizate de Societatea pentru Cultură Românească Mihai Eminescu, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți, Muzeul Memorial Mihai Eminescu, Biblioteca Regională Mihailoi Văsiuc, Fundația Civică Gheorghe Asache, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți. Mi-a făcut o deosebită plăcere să invit pe toată lumea să aibă cât mai multe întâlniri cu Mihai Eminescu, directe și indirecte, zilnice și ocazionale, pentru că viața socială, viața de zi cu zi este complicată, este dificilă, este grea, dar după tumultul vieții cotidiene, cred că este cel mai bun remediu de a păstra conștiința națională și conștiința în general curată, recurgând la ceea ce zicea Eminescu, la ceea ce a scris Eminescu și la ceea ce a îndrumat Eminescu. Versurile lui Eminescu, dacă le avem în suflet, dacă le avem în inimă, vom fi mai cinstiți, mai curați, mai generoși și vom fi mai înălțați spiritual. Acțiunile culturale au început la sediul Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu cu o excursie în imagini a lui Mihai Eminescu prin Cernăuți, în care arhivistul Dragoș Olaru a realizat virtual un periplu prin locurile marcate de prezența lui Eminescu la Cernăuți. Lecția de astăzi pe care am citit-o e de fapt o idee comună și a președintului Societății pentru Cultură, Mihai Eminescu, dar și a mea personală, fiindcă aveam acest text scris cu peste 34 de ani în urmă, pe care l-am publicat de fapt la 14 ianuarie 1882 în Literatura și Arta. Și astăzi, vă dați seama, internetul ne ajută foarte mult, am putut să descoper mult mai multe fotografii din epoca aflării lui la Cernăuți și am ținut eu personal, neapărat ca să vorbesc despre aceasta în fața tinerilor de astăzi, ca să rămână pentru viitor. Pentru mine această lecție a fost destul de interesantă, folositoare. Am auzit mult, foarte mult interesant despre Mihai Eminescu și chiar care nu știam mai de mult și să cot că toți trebuie să știe despre pământeanul nostru, Mihai Eminescu, mai mult.
În cadrul aceleiași manifestări, un premiu de excelență și o diplomă de onoare, profesoarei Laura Bostan, pentru o întreagă activitate desfășurată pentru promovarea limbii, culturii și civilizației românești în regiunea Cernăuți, a fost înmânată de profesorul Dan Lohănel, directorul Liceului Particular numărul 1 din Suceava. În ziua următoare, manifestările au continuat cu depunerea de coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu în curtea casei lui Aron Pumnul și la monumentul poetului din centrul Cernăuțului. Pentru cei care au ținut să aducă un omagiu marelui poet, s-au numărat și oficialități locale din cadrul administrației regionale de stat, primăriei Cernăuți, oameni de cultură, pedagogi, lideri ai asociațiilor românești din regiune, jurnaliști, copii. Pentru a doua oară consecutiv în aceste zile s-a aflat și o delegație a primăriei Iași, formată din consilieri și deputații ai Parlamentului României, în frunte cu viceprimarul Mihai Chirica. Într-adevăr, este o mare bucurie și onoare pentru noi să fim astăzi aici, în Cernăuți, ca să-l aniversăm din nou pe poetul Mihai Eminescu. Rămâne, să spunem, o tradiție care a apărut cu mult înainte de a fi înfrățiți cu orașul Cernăuți, iar prezența noastră aici vine doar să întărească faptul că poetul Mihai Eminescu este un poet dincolo de granițele României, dincolo de granițele Ucrainei, este un poet al tuturor românilor, indiferent unde se află ei. Suntem de asemenea fericiți de faptul că această tradiție s-a păstrat în condiții care nu au fost tocmai cele mai bune pentru românii de peste graniță, cărora trebuie să le mulțumim pentru faptul că au reușit să ducă mai departe simbolul național al românilor, care este Mihai Eminescu. Iată-ne astăzi la sărbătoria lui Eminescu, din nou aici, așa cum am promis și anul trecut. Mi-am spus mie însumi că voi încerca de câte ori voi putea să fiu aici pe 15 ianuarie, în mod deosebit pentru că Iașul cu Cernăuțul sunt orașe înfrățite. Am pus umărul la această înfrățire, sunt mândru că s-a realizat, sunt bucuros că, iată, Eminescu ne unește și după moarte aici, lângă statuia lui. Sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt alături de toți ceilalți care am sărbătorit astăzi aici pe poetul național și cred în continuare că înfrățirea dintre cele două orașe nu poate decât să aducă bucurie și liniște în sufletul lor și al ucrainenilor și al românilor. Ceva mai târziu, la Biblioteca Științifică Regională Mihailoi Vasiuc, au avut loc lansări de carte, recitaluri de versuri și s-a desfășurat momentul festiv al înmânării Premiului Academiei Române poetului, traducătorului, istoricului literar, distinsului om de cultură Mircea Lutic, învrednicit de cea mai înaltă apreciere a creației sale, Premiul Mihai Eminescu pentru culegerea de versuri Armindem cu Heruvim. La Muzeul Etnografic Regional, la inițiativa Fundației Civice Gheorghe Asache, s-a desfășurat un mini-spectacol de recitaluri pe versuri de Eminescu a corului George Enescu din Dorohoi, condus de Georgina Gușulei și corul Dragoș Vode, dirijor Dumitru Caulea. În aceeași zi au avut loc depuneri de flori la monumentele lui Mihai Eminescu din centrele raionale Noua Suliță, Herța și Hliboca. După cum s-a convenit în luna octombrie la sediul Consulatului General al României la Cernăuți, vineri 17 ianuarie, din inițiativa Federației de Turism Altur, Suceava, și cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți, s-a organizat încă o întâlnire de lucru cu operatorii de turism, reprezentanții agențiilor de turism din Bucovina, la care au participat specialiști și proprietari de întreprinderi turistice din regiunea Cernăuți și din 5 județe ale României, Suceava, Botoșani, Neamț, Harghita și Mureș. În vederea intensificării colaborării dintre regiunea Cernăuți și reprezentanții firmelor turistice din România, Consulatul General al României la Cernăuți dezvoltă o strategie de sprijin al acestui domeniu, foarte important din punct de vedere economic și cultural. Strategia pe care ne-o propunem, ea se bazează pe cererile pe care Consulatul General le primește de la cetățenii din circumscripția consulară. Vreau să vă spun că aproape zilnic primim la Consulatul General din Cernăuți foarte multe cereri din partea agențiilor de turism, din partea operatorilor de turism, din partea persoanelor fizice, referitoare la posibilitatea și la potențialul turistic din România. Bineînțeles că noi cunoaștem toate aceste aspecte, însă ne-am gândit că specialiștii în domeniu ar fi cei mai în măsură ca să pregătească o informație bună, potrivită pentru cetățeanul ucrainean, pentru turistul ucrainean care dorește să viziteze România. De asemenea, sunt cereri și din partea română.
deja din ce în ce mai mulți cetățeni români vizitează, cer informații și vor să vadă Cernăuțiul, Ucraina și regiunile de vest, ajungând chiar la Lavra din Pociaev, din Kiev. Eu consider că, având la bază aceste cereri, cereri ale cetățenilor din circumscripția consulară și ale cetățenilor români, eu le-am oferit un răspuns profesional, un răspuns tehnic la toate aceste solicitări. În marja acestei întâlniri de lucru au fost discutate aspecte ce vizează ofertele turistice, oportunitățile de conlucrare între agenții economici din domeniul la direct, proiecte punctuale ce pot fi inițiate și implementate cu suport comun sau cu finanțări nerambursabile prin diferite programe europene, precum și perspectivele dezvoltării de trasee turistice marcate de ambele părți a frontierii româno-ucrainene, care, din păcate, după finalizarea proiectelor transfrontaliere, au rămas fără promovare. Am aproape 4 decenii de colaborare pe linie de turism și tineret cu regiunea Cernăuți. În ultimul timp am participat la diferite acțiuni transfrontaliere, programe transfrontaliere, care se desfășurau în perioada cât era programul și după aia mureau. Și am zis, nu se poate așa ceva. Trebuie să refacem legăturile care le-am avut cândva între regiunea Cernăuți și județul Suceava. Să facem ceva pentru dezvoltarea și pentru promovarea întregului patrimoniu cultural comun pe care îl avem nordul și sudul Bucovinei. În sensul ăsta am și realizat, am și fondat revista Dulce Bucovina, Bucovina fără frontiere, valorificarea prin turism a moștenirii naturale, culturale și istorice, și am găsit o deschidere extraordinară la noul consul general al României în Cernăuți, care la invitația Fundației Umanitare ITSCO și a Federației de Turism Altur, acordă vize gratis, deci fără taxa de viză. Printre altele, doamna consul general a adus la cunoștința celor prezenți informații despre vizele Schengen, care de la 1 februarie pot fi utilizate pe teritoriul României nu doar în scop de tranzit, ci și în alte scopuri, ce a trezit în sală aplauze. De participanții la întâlnire s-a pus accent și pe importanța promovării pe plan internațional a Bucovinei în ansamblu ei, prin pachete turistice, materiale promoționale realizate în comun. Ne aflăm la Cernăuți, ca răspuns la vizita făcută de delegația ucraineană împreună cu doamna consul, anul trecut, pe 28 decembrie, în Bucovina, mai exact la Putna. Este un cap de pod, părerea mea, este un început mai firav, mai modest, dar cu perspective pentru cele două state, vecine și prietene. Și această întâlnire de lucru, cum și era de așteptat, a constituit un prilej foarte util de constatare a problemelor cu care se confruntă operatorii de turism din România și Ucraina. Au fost propuse soluții eficace de rezolvare a acestor probleme. La finele lucrărilor, doamna consul general a lansat invitația pentru viitoarea întâlnire între reprezentanții firmelor de turism din România și Ucraina, care va avea loc în data de 13 martie 2014 la Ivano-Frankivsk.